producători care doresc să autorizeze produse tradiționale, voi face tot ce depinde de mine, de la an la an, să apară mult mai multe produse tradiționale autorizate și din acest produs tradițional autorizat, producătorii noștri să poată să-și vândă marfa în toate piețele, magazinele și chiar supermarketurile din România. Asta este obligatoriu pentru a aduce plus valoare, pentru a realiza venituri cât mai mari pentru oamenii care muncesc. Este, deja este. Familia Jurcanu face și aparte din echipa care a autorizat aceste produse tradiționale. Dar asta nu limitează, sub licența Moldoves, oricare fermier care este membru în Asociația Moldoves, poate, dacă îndeplinește condițiile sanitar-veterinare cerute de lege, să producă aceste produse tradiționale.